Sute de lampioane au fost înălțate în Piața Unirii din centrul orașului Cluj-Napoca. Oamenii au sărbătorit ziua onomastică a regelui Mihai, au intonat imnul regal, iar la final au păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor incendiului din Clubul Colectiv. Trăiască regele! Încă o dată! Trăiască regele! Peste 100 de oameni s-au adunat în piața din centrul Clujului la ora 19 pentru a sărbători ziua onomastică a regelui Mihai. Fiecare a înălțat lampioane și a transmis un gând bun majestății sale. Multă sănătate și l-așteptăm în fruntea României. În primul rând să fie sănătos și să fie alături de acest popor. Am încercat să fim alături de maestatea sa, regele Mihai I al României. De fapt, în opinia noastră, cea mai importantă personalitate a vieții statale românești a ultimilor 60-70 de ani. Oamenii nu au uitat de tragedia petrecută în Clubul Colectiv din București și au păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.